Școlile de vară Copii la altar, proiect organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în colaborare cu Inspectoratul Județean Școlar Suceava, continuă să aducă bucurie în rândul copiilor din cuprinsul întregii eparhii. În perioada 20-24 august, în parohia Sfântul Mercurie și Sfânta Ecaterina din localitatea Rădășeni, are loc cea de-a doua ediție a școlii de vară intitulată Maica Domnului, Bucuria Copiilor. La activități participă 40 de elevi cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani. Participanții au confecționat metaniere și au participat la o prezentare a unei expoziții de costume tradiționale românești. În cadrul taberei au fost susținute și cursuri de prim ajutor. Nu în ultimul rând, copiii și tinerii au participat la Sfânta Liturghie și la cateheze despre Maica Domnului. Astăzi a avut loc întâlnirea cu profesoara Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina religie, care a coordonat un atelier de comunicare. Mâine, în ultima zi a școlii de vară, copiii vor vizita mănăstirile și obiectivele istorice importante din județul Neamț.